Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vă aduce cele mai noi informații din cele două domenii. Și spun asta pentru că avem câteva vești foarte bune și subiecte călduțe, le-aș putea numi, pe domeniul oftalmologiei și medicina aceasta, ramura aceasta a medicinei, care, iată, se dezvoltă în fiecare zi într-un ritm foarte alert. Vom discuta despre subiectele noastre cu invitata mea, o prietenă a emisiunii, dacă o pot numi așa, pentru că de fiecare dată a răspuns da invitației noastre. Este vorba despre doamna profesor universitar dr. Camelia Bogdănici. Este șefa secției de oftalmologie din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon. Îi spun bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara, mulțumesc de invitație și încântată ca de obicei. Bucurie și din partea noastră, pentru că iată, așa cum spuneam în descriere, aveți niște noutăți la proaspăt, așa ca să le numesc, pentru că ați participat în ultima perioadă, vă spun chiar și pe pagina noastră de Facebook, foarte multe întâlniri pe zona aceasta de oftalmologie cu noutăți și cu tratamente revoluționare, le-aș numi eu. Da, e foarte bine că practic am reușit să ne reîntâlnim fizic, cum spun, și voi începe doar cu Congresul Național de Oftalmologie. Eu bineînțeles că am participat în secțiunea de oftalmopediatrie și un lucru pe care vreau să-l spun este că avem grijă de copiii prematuri, care din păcate în acest moment sunt în număr mult mai mare, pentru că lumea este agitată, lucrează până în ultimul moment sau chiar și alimentația nu este potrivită, și atunci sunt mai mulți copii prematuri. Bineînțeles că și acești copii prematuri care înainte nu trăiau, acum trăiesc, pentru că există centre în care sunt preluați și practic ei trăiesc copii de la 650 de grame. Înainte, când am început eu medicina, practic acest lucru părea de nedescris, și atunci inclusiv noi oftalmologii suntem preocupați de acest lucru, pentru că copilul prematur poate să facă ceea ce numim noi retinopatia prematurității. Și din acest motiv, nu numai Iașu, care are un centru de neonatologie extraordinar de bun și unde doamna profesor Stamatin a dezvoltat atât partea oftalmologică de urmărire precoce a modificărilor din această retinopatia prematurității și nu numai de a preveni retinopatia prematurității. În acest moment, la nivel național, ne preocupă și vorbesc de partea de Moldova, să avem grijă și de copiii din județul Bacău, de copiii din județul Suceava, unde vrem să dezvoltăm acum un medic care să se ocupe de acest lucru, iar o colegă doctor de la Bacău a plecat la Galați, deci practic acum Iași, Galați, Bacău, Suceava, ne vom preocupa și de această retinopatie a prematurității. Acest lucru care este un lucru cu totul și cu totul deosebit. Apoi am avut șansa să particip la un congres care se numește European Vision Eye Research, adică este un congres de cercetare în oftalmologie, un congres un pic atipic prin faptul că nu vorbim despre medicația despre care suntem mult mai bine obișnuiți și pacienții sunt obișnuiți, fie că e vorba de picături, fie că este vorba de tratamente de injecții intravitrene și așa mai departe, dar la acest sau de partea chirurgicală, dar la acest congres s-au axat și dintotdeauna s-au axat pe partea de cercetare, iar ceea ce m-a impresionat în mod deosebit este faptul că acum vorbim de afecțiuni care înainte, la care înainte nu găseam noi rezolvarea sau spuneam că sunt afecțiuni la care nu avem ce tratamente să dăm. Se pot preveni sau se pot trata încă din viața intrauterină sau, mai bine spus, haideți să o luăm tot cu prevenție, pentru că este un sfat genetic. Și atunci când într-o familie există o boală care are o transmitere genetică, noi sfătuim să meargă la genetician, să se facă acel sfat genetic, și atunci familia respectivă va ști dacă există riscul ca un copil sau mai mulți copii să facă o afecțiune de genul boala Stargardt, de genul neuropatia optică Leber, sau mai bine spus, ca să nu spun anumite afecțiuni, boli care duc în timp la orbire, la cecitate. Și ce se face? Practic se poate acționa pe gene. La nivel de gene, există o terapie genomică în acest moment, fie că se acționează la copilul în viața intrauterină, fie la copilul nou născut,
și se taie, se scoate gena, se scoate acea parte proastă care poate să determine acea afecțiune. Sunt afecțiuni rare, iar ceea ce este un lucru extraordinar și în România oftalmologii sunt preocupați de acest lucru. O colegă de-a noastră din Timișoara face și a doua specialitate de genetică, fiind preocupată și fiind în contact cu centre de renume de genetică din Europa și din America și a reușit să acrediteze în acest sens un centru de boli rare, în așa fel încât în momentul în care din toată țara avem o afecțiune la care avem nevoie de un sfat genetic și nu e vorba numai de sfatul genetic, ci de anumite teste genetice care costă foarte mult, putem să trimitem pacientul în anumite centre unde sunt într-un fel compensate. Sunt compensate fie de firmele de medicamente care sunt direct implicate într-un tratament viitor, sau sunt compensate într-un fel de centrele de genetică. De exemplu, colega noastră ne povestea că poate să trimită pacientul în America la un centru de genetică, își plătește doar transportul și de aici încolo casă, masă și testele plătește centrul respectiv. Iar dacă există riscul ca într-o familie să fie mai multe persoane, atunci inclusiv pot fi trimise în America și se suportă de, bineînțeles, de organizații care se ocupă de acest lucru. Ne povestea că în perioada pandemiei a putut să dezvolte practic o legătură cu anumite centre, așa cum vă spuneam, din Europa sau din America, trimițând doar sânge sau anumite elemente de care aveau nevoie și au putut să cheme numai atunci când era pus diagnosticul de afecțiune genetică. Chiar vorbim de niște lucruri extrem de importante și parcă greu de crezut. Bine, e clar că totul evoluează în fiecare zi, în fiecare secundă. Bănuiesc că doar cei din Europa și din America sunt acum la nivel de, nu știu, pregătire, de discuții, de cercetare. Până la urmă asta spuneați că a fost, deci, o întâlnire practic, de cercetare. Sigur, bine, acest congres eu am participat, cred că a 12-a, 13-a oară, pentru că în momentul în care am avut bursa în 1994 în Belgia, la Leuven, profesorul la care am avut eu bursa era președinte al organizației care se ocupa de organizarea acestui congres. Și practic de atunci m-am înscris ca membră și ulterior am uitat, era un lucru deosebit, atunci eu îmi pregăteam și doctoratul și eram preocupată de partea pură de cercetare. Momentul în care devii clinician te preocupă mai mult să te ocupi din punct de vedere al pacientului cu afecțiunile, să spunem, uzuale și cu rezolvările pe care le poți să le dai, iar în România de foarte multe ori puteam să spunem afecțiunea aceasta nu este tratabilă, în această afecțiune nu avem soluții. Acum ce să vă spun, sunt boli rare în care un tratament costă 800 de mii de dolari pe lună. Așa încât vă dați seama că sistemul sanitar medical românesc nu știu dacă ar putea să suporte așa ceva, pentru că în America, de exemplu, sunt organizații care suportă și care ajută astfel de tratamente. Dar, așa cum vă spun, diagnosticul este un diagnostic extrem de minuțios și dificil și se merge la nivel de celulă, de gen, de genom. Sunt niște sume... Sume enorme, sigur. Nu știu cum dar bineînțeles că atunci când există anumite afecțiuni și haideți să dăm afecțiunea cea mai cunoscută practic, retinopatia pigmentară, în care practic este orbul găinii, cum este cunoscută, pacientul are o vedere bună la început, abia la vârsta de 7-8 ani începe să îi scade eventual vederea, nu neapărat vederea, ci câmpul vizual, ca în final să ajungă un adolescent să vadă în tub. Deci este ca și cum tu ai vedea printr-un simplu tub și trebuie să-ți miști capul de așa manieră. Iar acești pacienți
Sunt de obicei, fie nu fac o școală normală, pentru că nu se cunoștea înainte, acum există școli care se preocupă de acest lucru, nu mergeau mai departe la o facultate. Eu, preocupându-mă și de aceste lucruri, știu dificultățile pe care le aveau diverse persoane și am ajutat diverse persoane care au spus: eu vreau să devin profesor, de exemplu, de engleză la o școală de nevăzători, pentru că eu înțeleg foarte bine cum se poate adapta. Bineînțeles că acum, pentru nevăzători sau pentru cei cu o vedere slabă, deja există instrumente, există calculatoare speciale, există scanere care, cum să vă spun, traduc o carte și o fac vorbită. Și atunci un pacient nevăzător sau slab văzător se poate integra foarte bine într-o societate și, bineînțeles, putem să-i găsim un loc să muncească în anumite locuri foarte bine. Pentru că, știți, pe noi, cel puțin oftalmologii, nu ne interesează numai calitatea vederii, pe noi ne interesează în același timp și calitatea vieții pacientului respectiv. Iar în momentul în care avem de-a face cu boli degenerative, chiar și la pacienții în vârstă, cum este degenerescența maculară legată de vârstă, sau la afecțiuni care sunt la copil, la adolescent și care în timp vor duce la o vedere foarte slabă, încercăm să le dăm și sfaturile, un sfat foarte bun de a se integra ulterior în societate și, bineînțeles, să vorbim cu societatea de la nevăzători sau cu școlile care se preocupă în acest sens. Sunt cumva convinsă că toate funcțiile organismului sunt importante, dar atunci când ai probleme cu vederea, deja intri cumva într-un cerc vicios, așa aș putea să-l numesc. E important să ai o vedere bună, dar pentru asta noi tot am discutat. Prevenție, măcar o dată pe an un control de rutină, să vezi dacă ești în regulă, mai ales acum în contextul acesta în care a fost pandemia și am stat foarte mult în fața ecranelor. Nu neapărat că poate stai mai mult de o oră pe telefon, dar e clar că ai nevoie de un control și să vezi dacă ești în regulă. Poți evita, pentru că discutam înainte să intrăm în emisiune de faptul că pacienții care vin acum, în luna octombrie, spre exemplu, la spital, sunt cei care au amânat să facă o vizită la medic atunci când era pandemia. Și iată că timpul acesta a fost dușpănos pentru ei și pentru sănătatea lor. Deci, practic, au ucis vederea, putem spune așa, pentru că au fost pacienți cu glaucom, pacienți care sunt, să spunem, în vârstă sau pacienți cu degenerescență maculară legată de vârstă sau chiar pacienți cu cataractă, iar lor le-a fost frică să vină la medicul oftalmolog. Bineînțeles că și noi am redus, de exemplu, la nivelul spitalului am internat doar urgențele, dar la un moment dat s-a putut examina la nivel de policlinică și pacienților le-a fost frică să meargă. Le e frică pentru că și atunci când facem examinarea oftalmologică înseamnă un contact cu anumite instrumente, este o apropiere mult mai mare cu medicul și atunci le-a fost foarte frică și atunci am observat că vin cu o cataractă care este hipermatură și care duce la complicații cum este glaucomul determinat de cataractă, este un glaucom facolitic sau un glaucom facomorfic, la un glaucom care a distrus nervul optic, au pornit de la o distrugere, să spunem, de 20-30% înainte de pandemie și acum au ajuns la 70-80% și această afecțiune, glaucomul, duce la modificări irreversibile la nivelul nervului optic și, bineînțeles, cu afectarea atât a vederii și implicit și a calității vieții pacientului. Am avut pacienți cu strabism, copii foarte mici, la care părinții n-au vrut să vină cu copilul la oftalmolog. Vederea se dezvoltă și se definitivează până în vârsta de 5 ani, 5 ani și jumătate și vii la 7 ani cu un copil cu strabism. Da, putem să-l operăm, dar vederea rămâne slabă. Acest lucru care este determinat pe de-o parte de strabism sau chiar și de o nevoie de ochelar care nu este făcută la timp se numește ambliopie sau ochiul leneș. Și recuperarea unui vederii la un copil cu vedere slabă, cu ambliopie, este foarte dificilă și uneori nu putem să o recuperăm 100%. Da, din fericire, există și exerciții și o atenție deosebită a noastră și putem, cu grija pacienților, a părinților și a noastră, a oftalmologilor, să recuperăm
uneori până la 80-90%, dar dacă ar veni cu copiii până în vârsta de 5 ani să descoperim că, de exemplu, are o hipermetropie mare, plus 4, care o diferență mare între un ochi și altul, un ochi are minus 3 și un ochi nu are nimic, un ochi are plus 3 și un ochi nu are nimic. Ochiul care are valoarea mai mare rămâne ochiul leneș și, știți, se trezesc abia la 18 ani când vor carnet de șofer și când nu intră în baremul de a lua carnetul de șofer, pentru că trebuie să ai o vedere măcar de 50%, de 0,5. Deci, de la copilul foarte mic. Apoi, chiar unii au stat cu modificări, de exemplu, mă miram, am fost recent de gardă și am văzut un pacient care a stat cu un corp străin, cornean, timp de o săptămână. Doamne, ți intră un fir de păr, ți intră un fir de praf și imediat te freci la ochi. Da, dar te freci și atunci poți să-ți faci o leziune mai mare. Avem și alte probleme în acest moment, de care, bine, e perioada în care se schimbă vremea, afecțiuni virale, de exemplu, virusul herpetic sau virusul zosterian dă modificări oculare. La zona zoster toată lumea știe că dă și leziuni cutanate și poate atunci când pe piele apar acele leziuni vine mult mai repede, dar la ochi este ochiul roșu, se duce la farmacie și ia niște picături care uneori pot să-i facă mai mult rău decât bine. Deci trebuie plecat de la boala mamă, să zic de așa. De la boala mamă, da, sigur, care ne afectează cornea. Și aici, bineînțeles, că ar trebui să dăm un antiviral. Niciodată la farmacie nu o să-ți dea farmacistul un antiviral local. Eventual îți dă niște picături care au fie lacrimi, care nu-ți ajută sub nicio formă, iar dacă cumva îți pui din proprie inițiativă picături care sunt cu cortizon și atunci când nu ai nevoie, pot să-ți dăuneze și poți să ajungi până la perforarea corneei. Ne mai întâlnim cu lucruri de genul, ne-am obișnuit în pandemie să cumpărăm foarte mult pe internet, deci totul online. Și nu știu ce se întâmplă, de exemplu, cu lentilele de contact care le luăm, dar eu nu cred că lentila în sine luată de pe internet este problema, ci faptul că, ne vorbind cu un oftalmolog și oftalmologul ne examinând conjunctivă, cornee și așa mai departe, fie aia o leziune anterioară sau uiți că trebuie să stai unghiile, că trebuie să ai o igienă a mâinii, că trebuie să ai o igienă a căpăcelelor în care ții lentila. Trebuie schimbate la un trebuie anumit schimbate interval, la un anumit interval. Da, lentilă de contact care era de port maxim 14 ore pe zi, am avut paciente care au purtat timp de o lună. Și mi s-a spus, așa am înțeles, că trebuie să o port o lună. Cine ți-a spus lucrul ăsta? Eu m-am citit pe internet. Da, există și lentile care sunt de o lună, dar se numesc exact așa, lentile monthly de o lună. Sunt lentile de o zi, care se numesc dailies. Deci, fiecare tip de lentilă este adaptată pentru un anumit timp. E mai comodă, eu înțeleg pe pacienți, da. Dar mergi la un medic, sfătuiește-te, nu? Până la urmă, până să comanzi ceva. Știți care este problema? Vin cu leziuni și modificări atât de grave încât își pot pierde până și vederea. De la un banal... În loc să le facă bine? În loc să le facă bine. Va veni Halloween-ul și trebuie să fim foarte atenți, pentru că foarte multă lume dorește lentile de contact dintre astea așa mai fancy. Să fim foarte atenți dacă lentila este este sigilată, dacă am spălat-o cu o soluție specială de lentilă de contact, dacă mâna noastră, degetele noastre sunt curate, încât să nu ne trezim după Halloween cu tot felul de modificări la nivelul ochiului. Acum, bine, pentru lentilele medicale, cred că tot ochelarul e sfânt și poți evita cumva anumite situații de acestea de care povesteați. E comod, într-adevăr. Ochelarul, într-adevăr, poate deranjează, poate nu este tocmai pentru un aspect plăcut, dar când e vorba de sănătate, parcă te gândești de două ori înainte să faci o alegere. Bine, toate soluțiile oftalmologice, fie că e vorba de o corecție cu un ochelar, fie că este vorba de o corecție cu o lentilă, să nu uităm că există și lentila de noapte, care poate să micșoreze progresia miopiei, fie că este vorba de chirurgia refractivă corneană. Toate aceste soluții au și anumite tratamente și, bineînțeles, trebuie să fie urmărite de oftalmolog.
Nu e suficient să-ți iei lentila de contact odată de la oftalmolog și după aceea să vii după 3-4 ani. E bine să vii la oftalmolog să vadă, pentru că pot să apară anumite modificări, fie la nivelul conjunctivei sau chiar la nivelul cornei, care îți contraindică măcar pentru o perioadă de o săptămână, de o lună, o lentilă de contact. Deci, așa cum ați spus și dumneavoastră la început, prevenția este lucru cel mai sănătos și că un consult oftalmologic, indiferent de vârstă, ar trebui să-l facem la un an și jumătate, maxim 2. Eu știu sigur că sunt și mămici preocupate care vin din primele luni de viață ale bebelușilor la un simplu control de rutină. E absolut firesc și normal, e grija pe care o poartă mama pentru copil și e binevenit un astfel de control. Eu prefer astfel de pacienți. Câteodată mămicile spun: știți, copilul meu n-are nimic, dar am venit la dumneavoastră ca să văd ce se întâmplă. Bineînțeles că am avut și mămiși care au venit la 3 zile după ce au născut, pentru că au observat că îi curge ochișorul copilului sau că au o secreție. Sunt situații, da. Sunt situații și situații. Dar eu întotdeauna prefer și, cum spun eu, le pun nota 10 părinților care vin cu un copil și la care le spun: este un copil sănătos din punct de vedere oftalmologic, nu are nevoie de ochelari, nu are niciun fel de problemă, e foarte bine că ați venit, cu atât mai mult cu cât mama sau tatăl are un ochelar cu miopie mare, a avut un strabism în copilărie și așa mai departe. Da, pe cale ereditară cumva. Sigur, se pot... genetica, aș spune cuvântul, am pornit, nou, am da, început da. Cu acest lucru și am pornit că tot acolo am ajuns. Cu întâlnirile dumneavoastră, pentru că a fost luna octombrie, a fost foarte încărcată, a fost și Ziua Mondială a Vederei și regula 20-20 am văzut. Da. La Sinaia parcă am văzut că ați mai fost. La Sinaia povesteam că am fost și am participat mai mult la partea de oftalmopediatrie. Acolo Societatea Română de Oftalmopediatrie și Strabism s-a preocupat să aducă elemente specifice în ceea ce privește, pe de o parte, patologia copilului, dar nu numai, și patologia unui strabism, pentru că sunt anumite strabisme care sunt subdiagnosticate, sunt strabismele restrictive, de exemplu, la care trebuie să ai o abilitate, să știi cum pui copilul să privească. Eu întotdeauna le spun și rezidenților mei, eu pun diagnosticul de la ușă pentru că eu observ cum se comportă un copil, cum își ține capul, cum vrea să deseneze. Deci întotdeauna cu un copil trebuie să ai foarte multă răbdare. Și uneori, de exemplu, întreb mămica: ați observat până acum că stă copilul dumneavoastră cu capul pe o parte? Da? Nu? Zic, vreți să-mi arătați niște poze pe care le aveți mai de mult? Da, și în toate pozele copilul stă cu capul, cu bărbița orientată spre același umăr. Și mama îmi spune: dar nu mi-am dat seama că acest lucru este patologic. Dar nu se observă nimic la ochi. Și atunci când tu înclini capul copilului, observă cum ochiul se duce, de exemplu, spre în sus sau spre în jos. Și zice: eu n-am observat acest lucru. Deci sunt lucruri pe care un medic care este avizat le poate observa. Uneori nici medici oftalmologi care nu fac oftalmopediatrie sau care nu fac strabologie nu sunt avizați în acest sens, iar eu mă bucur foarte tare când sunt colegi mai tineri, mai ales colegii tineri, care trimit și spun: mie mi s-a părut ceva la locul lor. Și chiar recent, după congresul de la Sinaia, mi-au trimis un copil și mi-a spus: ceva nu e în ordine copilul, dar nu-mi dau seama ce. A intrat pe ușă, așa cum vă povesteam, stătea cu capul pe o parte și am întrebat mămica: cum te v-a trimis de la Suceava, de exemplu, spre Iași? Păi mi-a zis că a înțeles ceva la un congres, că nu e în regulă dacă stă cu capul pe o parte. Vedeți? Deci sunt foarte bune și întâlnirile noastre pe care le facem și e foarte bine acum, pentru că eu am spus, altfel este când stai 2-3 ore în fața unor vorbitori, atenția este alta decât în momentul în care stăteai în fața unui calculator și să spunem că urmăreai online. Puțină lume este obișnuită să stea online, plus că și tot ce înseamnă calculator, celular, obosește. Și așa ați spus și dumneavoastră, lumina albastră este cea care ne obosește și de care trebuie să avem foarte mare grijă. Normal, nu o să aruncăm celularele acum, nu o să aruncăm calculatoarele, dar putem să avem grijă ca la măcar o oră să facem o pauză de 5 minute. Regula de 20-20-20 e greu de
pus în practică? Depus în practică, pentru că înseamnă că la 20 de minute să mă uit la 20 de, la 6 metri, asta înseamnă 20 de feet și timp de 20 de secunde. Și atunci eu spun, măcar la o oră te oprești și te uiți pe geam cât este lumină, ca să se odihnească ochiul când se uită în infinit. Sau și mult mai bine, când lucrezi la un calculator și trebuie să stai mult, poți să-ți iei un ochelar chiar fără dioptrie, dar cu protecție pentru ecrane, ultraviolete. Pentru și pentru că tot vorbim de protecție, a fost recent și eclipsa de soare și eu sper că toată lumea care s-a uitat... Vreau să vă mențineți ideea, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici. Rămâneți alături de noi!